Organizatorii au de făcut un anunț important pentru rockerii mușceleni. Locuitorii din municipiul Câmpulung pot beneficia de abonamente reduse la 250 de lei. Acestea pot fi achiziționate prin plata cu cardul exclusiv de la pensiunea Hangița, strada Negru-Vodă, numărul 180, până la data de 1 septembrie, în fiecare zi, începând cu orele 15. Cumpărătorii trebuie să se prezinte la fața locului cu un act de identitate care să ateste domiciliul în Câmpulung, cantitatea biletelor fiind limitată la 2 abonamente de persoană. În urma preselecției au rămas în concurs 10 trupe: Exterminator, Magnetic, More Silence, Reverse the Moment, The Hidden Jester, Vorkutach, Zgripsorum, Doomsday Astronaut, Taking Back August și Unity of Opposites. După deliberările juriului, trupele clasate pe primele 4 poziții la concursul din cadrul Festivalului Posada Rock 2022 vor fi recompensate cu următoarele premii: Marele Premiu 2000 de euro, locul 1 1000 de euro, locul 2 500 de euro, locul 3 200 de euro, premiul Zaharia Rădulică 500 de euro. Pe scena Posada Rock din acest an vor urca nume mari ale rockului internațional, printre acestea numărându-se Paradise Lost, The Haunted, The Exploited, The Toy Dolls Official. Every move you make feels so delicate, yet elevated. Open my eyes and just got me by surprise. Yes, it's time. Festivalul Posada Rock este organizat de Asociația Rock Culture în parteneriat cu Primăria Câmpulung, fiind proiect prioritar al Ministerului Culturii.